Declarația mea politică de astăzi se numește Toamna subvențiilor pentru agricultori în România. Ministerul Agriculturii a anunțat că au fost distribuite aproape 80% din subvențiile la care au dreptul fermierii români, valoarea plăților efectuate depășind 750 milioane de euro, în condițiile în care achitarea drepturilor a început pe 16 octombrie. Acest rezultat se datorează atât acurateței implementării programului de guvernare votat în Parlament, dar și faptul că fermierii au înțeles importanța depunerii cererilor pentru subvenții până în 15 mai, ceea ce a permis ca verificările din teren să se poată desfășura în condiții normale, fără a mai genera întârzieri. În concret, peste 885.000 de fermieri care au dreptul la subvenții au înregistrat cereri și li s-au efectuat plăți, s-au distribuit peste 750 de milioane de euro, o sumă enormă, un efort ambițios din partea statului de a putea susține aceste cheltuieli care doar ulterior se recuperează de la nivelul Uniunii Europene. Astfel, Guvernul României a reușit până la această dată să aducă în țară 99,18% din subvenții, România fiind prima țară din Uniunea Europeană cu astfel grad mare de accesare. Sunt lăudabile eforturile acestui Minister al Agriculturii care, prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, a mai atras alte 1,564 milioane de euro față de guvernarea tehnocrată și liberală dezastruoasă. Anul acesta s-a absorbit cu 1 miliard de euro mai mult față de anul trecut. Prin programul de guvernare 2017-2020, Partidul Social Democrat și-a stabilit ca prioritate acordarea în timp a subvențiilor pentru agricultori în scopul dezvoltării durabile a agriculturii românești. În cei 4 ani de guvernare ne așteptăm la peste 945.000 de fermieri anual care vor depune cereri. Efectuarea subvenționării din timp și consistent a fermierilor duc la o reducere a costurilor de producție cu cel puțin 10%, procent care se folosea la acoperirea cheltuielilor excepționale generate de dobânzi, comisioane bancare și alte sume generate de împrumuturile bancare. De asemenea, se asigură capitalul de lucru necesar pentru realizarea la timp și întocmai a verigilor tehnologice cu efect în creșterea producției și sporirea calității acesteia. Numai prin acest program susținut de subvenționare se pot realiza investiții propuse în acest domeniu. Impactul acestui program este de 9 miliarde de euro cu finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă. Îi invit pe agricultorii români să urmărească cu atenție informațiile transmise de Ministerul Agriculturii și să fie receptivi și la următoarele proiecte bune pe care Partidul Social Democrat le promovează în acest domeniu extrem de important. Cu deosebită considerație, deputat de Alba, Ioan Dârzu.